numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului. Biserincioși, mă ajută foarte mult vreme de afară. O vreme care, deși nu dă cu vorba vin floriile cu soarele și soarele cu florii, este o vreme care mă așează pe linia pe care toată săptămâna m-am străduit să mă așez și trebuie să vă mărturisesc că mulți dintre cei cu care m-am întâlnit m-au mâhnit într-un fel, dar m-au și ambiționat să înțeleg anumite lucruri. Una oară știți că ultimele trei zile au fost zile cu soare. Acum este relativă această noțiune, pentru că unii dintre cârcotași spuneau, da, dar e soare, dar e frig. Da, e soare, dar noaptea e foarte frig. E soare, dar o să plouă de flori. Măi copii, să știți că v-am mai spus și altădată, dar acum trebuie să mă spovedesc chiar. Suport din ce în ce mai greu această văicăreală. Și anume, această posomorâre pe care am constatat-o. În loc să ne bucurăm de cele trei zile de soare, punem accentul că o să plouă duminică. Și care e problema? De ce să facem dintr-o zi de ploaie patru zile de ploaie? De ce nu suntem atenți să ne bucurăm în ziua respectivă? De exemplu, ieri era un soare, era frumos și eu așa cum mă cunoaște de-al minteri, foarte entuziast, am îmbrățișat pe cineva, zic, ce soare și frumos. Da, părinte, dar mâine plouă. Măi, copii, problema este următoarea. Și vremea tot de noi ține. Pe vreme de ploaie, de exemplu, dacă m-ați vedea pe mine cât de bucuros sunt când mă gândesc că ploaia asta este așteptată de pământ, este așteptată de niște boabe de grâu care trebuie să înfrățească, cu siguranță că v-ați dat seama că e ceva în logica asta lui Dumnezeu, care ne vrea fericiți. Și dacă facem o socoteală, din patru zile, trei zile ne-a dat soare. Înseamnă 75%. Și noi, în loc să ne bucurăm de acele 75% de procente, noi ne întristăm pentru celelalte 25% care au rămas. Pentru că așa s-a întâmplat și de flori. Era toată cetatea bucuroasă că vine în sfârșit cel despre care au zis legea și prorocii. Și în acest entuziasm intră Mântuitorul pe mânzul Asinei, toți își așează hainele peste mânzi și apoi în calea pe care va trece Mântuitorul intrând în cetate, copiii cu ramuri de finic, cu ramuri de copaci strigau Osana, fiul lui David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Ăștia erau mai mult de 75% care strigau și vin cărturarii pe lângă Mântuitorul. Auzi ce zic aceștia? N-au zis de tot că ar fi o blasfemie, decât i-au atras atenția. Adică vezi de treabă că te vorbește lumea prea de bine, trebuie să iei măsuri. Și Mântuitorul a zis, da, n-ați citit ce zice Scriptura? Că din gura pruncilor și a celor ce sug se va săvârși laudă. Adică ceea ce auziți voi este ceva firesc. Ei, cam așa ceva trebuie să fie și pentru noi firescul. Pentru că atunci când cârcotașii de care v-am spus se văietau că o să plângă, că o să plouă astăzi, o să spună, părinte, dar de unde o să aveți salcie? Veniți la biserică și o să vedeți că o să avem. Chiar, acum nu e vorba de săptămâna aceasta, că săptămâna aceasta deja mi-am dat seama că în câteva zile pot crăpa măcar niște muguri ai salciilor. Mă gândeam pentru anii următori, dacă mai prindem ani în care să fie așa de timpuriu Paștele și floriile și mai timpurii, să comand niște medalioane, niște ceva care să fie puse aici în chip de salcie și să dau la fiecare și când plouă de florii să vi le pune spolea și am terminat povestea. Găsim soluții. Dar important este să venim și să ne împărtășim de ceea ce s-a întâmplat astăzi în Ierusalim. Azi în Ierusalim lumea s-a împărțit în două, cum de-al minteri se împarte mereu. Vă să zic că meteosensibilii și astăzi sunt împărțiți în două, dacă plouă sunt posomoriți și dacă este soare sunt posomoriți că nu e tot timpul soare și o să fie sau e prea mult soare, dar tot în două se împart.
Și atunci să vedem care este mesajul cu care Mântuitorul astăzi vine în Ierusalim. Era o tradiție pe care trebuie să o știm neapărat dacă vrem să înțelegem ce e cu intrarea sa în Ierusalim, ca fapt istoric. Era un obicei ca cel care venea să conducă o cetate să își, ca să o traducem așa în zilele noastre, să-și așeze și în niște înainte mergători cu o platformă program. N-am zis plan de guvernare, dar cam acolo este. Și anume, dacă venea respectivul călare pe cal și cu sabia scoasă, apăitată, începeau războaiele. Să spună, ba că pământul nostru e prea mic și trebuie să-l facem mai mare, ba să ajungem, nu știu când am fost odată. Și atunci se știa că cei care îl primeau, primeau și programul a ceea ce urma să se întâmple. Adică copii la război, gospodării în nesiguranță și așa mai departe. Când însă venea un viitor conducător cu aplecări cărturărești, cu aplecări de stare de pace, venea într-o anumită situație, pe un asin. Adică arăta oamenilor prin programul pe care îl propunea că n-a venit să sperie pe cineva, n-a venit să facă continentul într-o altă împărțire, n-a venit să aducă război, ci pace. Ei, Mântuitorul astăzi, ca să sublinieze nu numai programul pentru care a venit, a venit pe mânz și pe asină și pe mânzul asinei, adică o smerenie deosebită. Dar smerenia aceasta deosebită a fost văzută de către cârcotași. Să zicem în ziua de astăzi, nu se bucură cei care vând armament, nu se bucură când vine unul care vrea pace. Păi zice și dișertul nostru care mai e. E, așa erau și în Ierusalim. Când au văzut ei că se adună mulțime, fără ca cel care vrea să vină să conducă să le prezinte un program de ăsta măreț de cucerire, au spus că nu e bine. Și au spus, ei, mai încet. Aici e o problemă. Auzi ce zic aceștia? Păi, dacă au trecut 2000 de ani, să vă spun ceva, o noutate. Lucrurile nu s-au schimbat absolut deloc. Pentru fiecare dintre noi, nu, să știți că nu trebuie să judecăm pe cei mai mari, nu, 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 pe fiecare dintre noi. Noi ne ducem într-o comunitate. O să spuneți că nu suntem noi edili sau nu, bun, o traducem mai aproape de noi. Ne ducem în familie. Copiii care sunt pe lângă noi și ne întâmpină, pentru unii și nepoți, ne spun totul despre noi. Copiii au un simț de a caracteriza pe loc pe cel care vine spre ei. Și dacă vezi un copil că vine spre tine cu bucurie, cu siguranță că și ție ți moaie sufletul și începi să fii mai atent și mai responsabil cu ceea ce urmează să faci. De aceea trebuie să luăm atitudine față de ceilalți care sunt în spatele copiilor, care întotdeauna se spune, nu te bucura acum, că o să vezi ce boțogașii ăsta. Nu e chiar așa. Acum te ia în brațe să vadă dacă ai adus o bomboană și după aia să vezi ce pățești. Pentru că același lucru se poate întâmpla și la birou, ca să o luăm așa mai în scurt. Dacă cineva te avertizează, băi, ai grijă la ăla sau la ălalt, cu siguranță că în mintea ta deja se deschid niște căi să ai grijă de o anumită atitudine. Chiar îmi aduc aminte că era, cred că eram noi prin clasa a patra, erau niște lecturi suplimentare la sfârșitul lecțiilor și spuneau că era odată un croitor pe care ucenicii nu prea îl agreau și la un moment dat a venit un ucenic mai tânăr care nu știa nimic și au spus, uite care e problema. Maestrul nostru e foarte bun, dar vezi când începe să se învârtă așa puțin în loc, înseamnă că a luat-o din loc, să știi, să-l atingi cu vronuia. Și bineînțeles că după ce a făcut bietul maestru pe acolo tot felul de împunsături cu apă, a pierdut foarfeca, s-a întâmplat să nu mai știa unde este metru de croitorie și a început să se învârtă așa după el. Bineînțeles că săracul ucenic a crezut că a venit vremea și a tras vreo două. Ei, dacă cineva te avertizează, ai grijă la cutare, că dacă se uită frumos la tine, ai încurcat-o.
gata, tu în capul tău deja te gândești la asta. Nu. Tocmai despre acest lucru ne vorbește Mântuitorul astăzi, când intră în Ierusalim. Și anume, lucrurile sunt firești la nivelul la care le facem noi sau le lăsăm noi să fie firești. Ostanalele pe care le-a primit de la prunci erau firești pentru că le-a lăsat să fie firești. Nu le-a folosit împotriva opozanților lui. Nu le-a folosit ca să aibă o imagine în fața celorlalți, ci pur și simplu le-a luat ca atare. A zis, n-ați citit ce scrie din gura pruncilor și a celor ce sug? Se aduce laudă. Dacă te laude cineva, cu siguranță că e firesc să te laude, dar nu trebuie să-ți o iei în cap. Și atunci să mergem mai departe. De ce am zis că se împarte Ierusalimul în două? Nu numai Ierusalimul, toată lumea se împarte în două. Și anume, dacă suntem în a șasea duminică de post, lumea s-a împărțit în două, în sensul că unii dintre cei care au postit se uită așa puțin chiorâși la cei care au început postul mai ieri al altăieri și o să spună, dar ăsta o să împărtășească și el cum am împărtășit eu, care am ținut de atâta vreme, dacă se poate așa ceva, dar unde mai dreptate, dar ce mai facem? Și începe așa o moară de a-l băga pe celălalt în ghearele, în furcile caudine. Ori Mântuitorul ne învață că nu trebuie să ne uităm la cel care a venit în ceasul al 11-lea sau al 12-lea, s-ar putea ca să ia plata chiar înaintea noastră, cum au pățit lucrătorii viei, care au primit plata invers sosirii. Și doar ce își frecau palmele cei care o s-au dus din primul ceas, zice, dacă lor le dă un dinar care o stat numai un ceas, înseamnă că noi o să primim vreo 12. Și la sfârșit au aflat că și ei primesc un dinar. De ce? Pentru că așa s-au învoit. Adică, așa este lumea făcută. Noi trebuie să o luăm ca atare. S-ar putea ca cei care au venit din ceasul întâi, dacă ar fi avut și ei parte de salariul confidențial și nu, neștiind că și ceilalți au primit aceiași bani, probabil că nu s-ar mai fi întors acasă atât de întristați. Adică, ce vreau să vă spun este faptul că ne interesează prea mult de o grada celuilalt. De ce să nu vedem noi partea frumoasă a lucrurilor? Că am avut de lucru și am primit dinarul nostru și mergem acasă așa cum ne-am învoit. De ce să nu vedem noi că am ajuns în a șasea săptămână a postului și să mergem mai departe? Mai este o săptămână care nici măcar în rândul el nu mai scrie că e de post. Este super post, adică ceva de nici nu mai vine să mănânci. Știți că există situații în care suntem așa de bucuroși că la un moment dat ne ducem acum la masă și când avem ceva de spus, păi tată, până n-am spus ce aveam de spus și nu ne bucurăm împreună cu ceilalți, nici nu avem poftă de mâncare, deși n-am mâncat de ieri de dimineață. Dar asta înseamnă că omul are o posibilitate extraordinară. Aceea de a se hrăni și cu ceea ce vorbește și cu ceea ce ascultă. De aceea, această împărțire a lumii constă în următorul lucru. Ziua de astăzi ne așează în balanță, și anume, ce vedem în ziua de astăzi? În ziua de astăzi, unii văd un entuziasm al sărbătorilor, să vă spun. Alții mai văd pe aici, pe acolo, că n-a dat soarele, o problemă. Alții se gândesc, de mâine începe săptămâna patimilor. Pe partea cealaltă, însă, mai sunt și oameni care văd deja primul pas către înviere. E foarte interesant pentru că Mântuitorul, atunci când le-a spus, de trei ori le-a spus ucenicilor că va merge în Ierusalim, fiul omului va fi dat în mâinile omului păcătoși, care îl vor bat jocori, îl vor răstigni, îl vor omorâ și a treia zi va învia. Ei, niciodată din aceste trei anunțuri, ucenicii n-au avut altă atitudine în afara aceleia că s-au întristat. De ce s-au întristat? Pentru că n-au ascultat până la capăt. Trebuie să fim atenți că asta e atitudinea noastră. Nu ascultăm până la capăt. Adică, inclusiv sărbătoarea de astăzi este așezată în linia învierii, nu a răstignirii. Că învierea vine prin răstignire este total diferit.
Dar trebuie să vedem, în primul rând, învierea. V-am mai spus și altă dată când eram clasa 7-a și aveam o profesoară de matematică care ne-a învățat să și desenăm la tablă foarte bine formele la geometrie și să le întoarcem și facem după aia piramide și așa mai departe, cu vârful jos, cu vârful în sus, cu vârful lateral. A văzut că noi cam bățâiam așa cu creta. Și zice, mă copii, stați puțin că e simplu, să e simplu că știi mata, dar stați că vă învăț. Și făcea un punct A și un punct B. Zice, uite, țin creta mână pe punctul A. Nu mă mai uit la mână, mă uit direct în punctul B. Și linia se duce singură. Și să știți că am încercat și așa este. Dacă punctul B este învierea, linia noastră se duce către înviere și vedem lumea frumoasă. Dacă începe să ne uităm la mână, aule, mâine-i luni, ai de mine, ce scrie în calendar, că nici măcar ulei n-am voie, vai de capul meu, ce post o să țin, vai de mine. Da. Și marți, vai de mine, marți deja începe să mănânci numai o dată pe zi și atunci seara și uscați și așa mai departe. Miercuri, vai de miercuri, avem și liturghia darurilor și Sfântul Masul și dacă te uiți la cretă. Dar dacă te uiți colo la înviere, frumos, treci săptămâna liber. Asta este atitudinea care face diferența ca săptămâna care urmează să treacă cu folos sau fără folos, pe lângă noi sau prin noi. De aceea Mântuitorul astăzi ni se arată după cum îl vedem. De altminte, Mântuitorul întotdeauna ni se arată așa cum îl vedem noi. Și anume, dacă vedem în el pe biruitorul de la capătul drumului, pe cel care a ieșit din mormânt, neajutat de nimeni, înseamnă că l-am văzut așa cum trebuie pe Mântuitorul. Dar dacă vedem acum în el un om îngândurat, pentru că, să știți că, până să mă prezint în fața noastră, am citit tot felul de cuvântări și interpretări, cum îl arată unii pe Hristos că ar fi întristat astăzi, că se gândește ce o să fie. O să fie probabil că pentru cel care a scris așa ceva e valabil. Dar pentru mine, unul personal, nu e valabil decât un Hristos biruitor. Și aș vrea măcar să vă gândiți că vă propun o altă traiectorie decât cea trasată de altcineva. Să vă gândiți la bucuria învierii încă de acum. Mai ales pentru faptul că astăzi trebuie să nu uităm un lucru. Frații noștri catolici servează Paștele. Nu cumva să vă întoarceți acum cu spatele și să zice, aoleo, ia uite, ăștia mănâncă cu mielul și nu se mănânce ouă și nu mai avem un săptămână de post. Copii, știu că m-am mai umplut de mii de comentarii vis-a-vis de faptul că am mai zis Hristos a înviat într-o zi de flori fraților catolici, ce mi-au citit ochii, o să citesc acum de 1000 de ori mai, dar nu mă las. Pentru că noi creștinii, măcar să nu uităm dragostea frățească. Nu există mesaj al bisericii de a ne învrăjbi cu ceilalți. Mesajul bisericii este unul de pace. Și chiar îmi cer îngăduința în fața dumneavoastră să le urez tot ce este frumos și sărbătorii pascale deosebite fraților catolici protestanți și cei care servează astăzi Paștele. Și ortodoxilor din Finlanda, pentru că ei, fiind o biserică națională recunoscută și o comunitate destul de restrânsă, și-au îndreptat calendarul și țin și ei, deși sunt ortodoxi, astăzi este Paștele în Vaasa, pe care o știu foarte bine, în localitățile în care am slujit cu ierarhi de acolo și m-am simțit foarte bine și pe ei îi salut. Și atunci, noi, de ce să dăm la o parte bucuria? De ce să ne întristăm că, vezi, Doamne, de mâine o să-L vedem pe Mântuitorul târât către tribunal, târât către judecată, către Golgota și răstignit? De ce nu avem atâta înțelepciune să vedem învierea lui Hristos? Pentru că Mântuitorul atunci când a spus că se va duce și va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși și va fi omorât și răstignit, a spus clar, iar a treia zi va învia. Credeți că este nevoie acum să ne punem cenușă în cap până la învierea Mântuitorului? Nu. Trebuie să fim atenți, să ne pregătim simțurile astfel încât învierea să ne pătrundă prin toți porii și ai trupului și ai sufletului.
ca să simțim într-adevăr adevăratul sens al sărbătorii. Sensul sărbătorii este să ne facă mai bun. Dar acum, dacă noi judecăm cât de ceva ia Paștele și noi nu, vă imaginați că sensul deja este deviat. Asta înseamnă, iubiți credincioși, că avem nevoie de minte trează, de sentimente nepervertite. Să alungăm întrebarea, auzi ce zic aceștia? Zic firescul. Dacă cineva te vorbește de rău, înseamnă că este foarte bine. Un om care este vorbit numai de bine se află într-un mare pericol. Devine o țintă mișcătoare și nu mai poate să meargă nicăieri, pentru că tot timpul se uită toată lumea la el ca să-i scoată dosarul. Ei bine, în momentul în care deja apar și păreri pro și contra, este bine. Atunci este un om liniștit când se apropie de chipul Mântuitorului, despre care unii aruncau spre el cu pietre, alții însă ridicau osanale și își aranjau veșmintele la picioarele lui. Firescul este și de o parte și de alta, dar mai firescul este dragostea. Așa cum spunea Părintele Asenie, de exemplu, despre educație, zice, tată, da, zice Solomon că părintele care își scutește nu iaua, nu-și iubește copilul, dar dragostea este indispensabilă. Așa este și sărbătoarea de astăzi. Dacă stăm să judecăm de ce plouă și nu e soare, de ce anul trecut era soare și acum nu e, înseamnă că nu putem să ne apropiem de adevăratul sens. Mântuitorul este înăuntru nostru și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a dat. Poate că pe unele nu știm, nu le știm, nu le cunoaștem, dar ele sunt poate în chipul ploii, poate în chipul atmosferii posomorâte. Aici este ajutorul lui Dumnezeu. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem care este sensul marelui praznic al intrării în Ierusalimul Mântuitorului de astăzi, dar mai ales al învierii. Înviata Hristos, și noi trebuie să fim martori ai învierii. Nu numai duminica viitoare, ci de astăzi și până la sfârșitul nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu.